Un nou tip sport de vară câștigă teren în Moldova. Iubitorii de adrenalină și senzații tari se pot bucura de stand-up paddle sau vâsli din picioare. Cei care practică acest tip de sport spun că nu este nevoie de abilități speciale și nici de mare ori ocean pentru a prinde valul. Este de ajuns doar o placă gonflabilă și o vâslă, iar senzațiile sunt de nedescris. Iliescu povestește că ideea de a promova acest tip de sport, de altfel popular peste hotare, i-a apărut recent după o vizită în Elveția. Fiind într-o călătorie în Europa, în Elveția, am văzut acest tip de sport și primul rând mi-am cumpărat mie personal. Am vrut să testez ce înseamnă aceasta și vin de acasă, am zis că de ce numai eu să profit de bunătatea asta care am găsit-o, ar putea să profit toată lumea care mă înconjoară. Tânărul spune că pentru a practica stand-up paddle nu e nevoie de mări sau oceane. Este suficient doar o placă gonflabilă și o vâslă, iar senzațiile trăite sunt de nedescris. Avem suprafețe foarte multe acvatice, râuri pe ambele părți ale frontierii, nu departe mare la 130-150 km, lacuri, canaluri și mai departe. Alături de alți tineri pasionați de acest sport, Sergiu ne-a făcut o demonstrație pe lacul din Valea Morilor. Practic acest sport deja de aproape 2 luni. Domnul Sergiu m-a învățat totul de la 0 până la 100. Și spun cinstit, m-am învățat acest sport în primele 6 minute. Și vizitatorii parcului erau invitați să-și testeze abilitățile la vâslit. Primul curajos care a acceptat provocarea a fost un fotbalist care a evoluat în divizia națională, iar acum joacă pentru un club din România. La nivelul umerilor, la nivelul umerilor. Așa, picioarele îndoite în genunchi, tână îndoite în genunchi. Așa, te uiți în față, Și ce, călcâiile în părți, călcâiile în părți. Oh, fantastic! This is the first experience. Like this is my first experience using this. I only watched in the TV, but this with this is amazing. Like it's great. Practică vâslitul pe apă și Angela Șalaru, femeia, spune că o face ori de câte ori are ocazia, cu prietenii, ori familia. Mi-a plăcut și am început să practic. Este și un mod de a practica un sport diferit și a-ți antrena echilibrul, a fi stăpân pe tine când ești pe apă, dar e și un mod de relaxare, bineînțeles. Stand-up paddle este un sport ancestral hawaian care a fost reînviat în urmă cu câțiva ani și a devenit popular datorită faptului că este ușor de învățat.